Literația despre care se vorbește tot mai des în raport cu recordul negativ la analfabetism funcțional e o competență complexă de care avem nevoie pe tot parcursul vieții. Limitați smartphone-urile, fiți din nou aproape de copii. Ne îndeamnă chiar directorul programului pentru evaluarea internațională a elevilor, celebra testare PISA, și o spune în urma analizării cauzelor care au dus la rezultate atât de proaste. Dar e oare suficient? Pentru că viața modernă înseamnă competențe tot mai evoluate și totul pleacă de la literație. Trebuie să o cultivăm permanent. Este fundamental să înțelegem ceea ce citim și să știm reda propriile opinii într-un mod cât mai inteligibil, atât oral cât și în scris. Dar cum se deprinde încă de la început această înțelegere complexă, când și de la cine? Vorbim în emisiunea de astăzi cu scriitoarea Doina Ruști, profesorul de istorie Marcel Bartic, dar și cu un expert în literație remedială, Andrei Bărbos, de la Teach for Romania. Începem așadar o nouă ediție, Educația la putere. Bun venit la Educația la putere. Discutăm astăzi așadar despre o temă destul de, i-aș putea spune, prea puțin cunoscută publicului larg. Ce ar însemna în termeni mai populare această literație, doamna Ruști? Pentru că dumneavoastră scrieți și scrieți proză foarte bună, scrieți lucruri foarte importante, foarte interesante, dar trebuie să ne asigurăm și că există public pentru a citi și pentru a înțelege tot ceea ce doriți dumneavoastră să transmiteți prin aceste lucrări. Sigur, e adevărat, s-a vorbit foarte mult în ultima vreme despre analfabetismul funcțional, despre faptul că elevii învață literele, dar nu mai pot face legătura între cuvânt și sensurile sale, că există o predispoziție pentru lectura fără creier, că există de asemenea o mulțime de oameni care se descurcă în situații destul de dificile, dar care nu citesc, nu merg într-o bibliotecă, nu au apetență pentru literatură. Toate lucrurile astea s-au tot spus în ultima vreme și aș vrea să vă zic de la bun început că mi se pare normal, suntem într-o perioadă de mari transformări, trăim transformarea asta cu toții, sunt deja generații care au crescut cu telefonul, care au crescut cu netul și mi se pare absolut fascinant că există copii care nu știu să citească, dar care se descurcă foarte bine pe telefon, care știu să facă lucruri pe care eu nu știu să le fac. Și cred că trebuie valorificate toate aceste, să le spunem, cuceriri. E adevărat, vor exista pierderi. Sunt copii care vor rămâne probabil analfabeți. Sunt de asemenea oameni care vor deveni geniali în a căuta pe net sau în a înțelege legăturile dintre lucruri care mie îmi rămân, să spunem, obscure. Toate acestea fac parte din marea schimbare pe care o trăim astăzi. Și nu trebuie să neglijăm nicio clipă faptul că nimic nu s-a întâmplat în lume atunci când a existat o regulă strictă sau când a existat, de exemplu, obligația de a citi neapărat o bibliografie. Nu cred că acestea sunt căile. Vorbim adevărat în ultima vreme despre faptul că oamenii nu citesc, sunt scriitori și latura asta ar putea să mă intereseze cu mult mai mult. Dar nu mi se pare că lucrurile stau chiar așa. Există un alt tip de lectură astăzi, pe care eu îl urmăresc de câțiva ani buni, mă tot uit cum fac copiii ăștia care ajung, de exemplu, la facultatea de litere, fără să fi citit niciun roman. Asta chiar este ceva... Da, se întâmplă foarte des. Pare cumva un pentru un că și care sunt foarte inteligenți, care se descurcă. Chiar eu am creat un astfel de personaj în romanul Paturi Oculte, o studentă de la litere care se descurcă admirabil, se uită la un trailer de carte, știe un sinopsis și din asta e în stare să reconstituie tot traseul unui personaj literar. Asta înseamnă, mai ales că este simptomatic, asta înseamnă că lucrurile s-au schimbat radical. Înseamnă cumva și o mare abilitate intelectuală. Da, exact, nu? Și că există alte abilități, mai ales generațiile ultime, generațiile astea care sunt acum prin clasa 10-a. Sunt copii extrem de inteligenți, mobili și în stare să facă lucruri cu acest telefon lucruri, care, iată, da, exact, cu acest telefon. Da, aș vrea să-l întreb pe domnul Andrei Bărbos, care este și profesor, din câte am înțeles, dar acum se ocupă de
literație remedială și aș vrea să ne explici acest concept, pentru că cred că este foarte util pentru a ști ce anume e de făcut în raport cu acest termen foarte complex, literație. Bună seara, în primul rând. Bună seara, și mulțumesc mult pentru invitație. Este mereu o plăcere să vorbesc despre lucrurile care mă pasionează. Și o să încep cu întrebarea ce este literație. Este o întrebare foarte bună. De fapt, termenul este un calcheat din limba engleză, de la literacy, din lipsa unui termen satisfăcător, unui termen clar definit. N-am găsit un sinonim foarte clar în România, în limba română sau cum? Dacă ne uităm în dicționar, momentan, alfabetizare este acțiunea de a alfabetiza, de a învăța alfabetul pe un copil care este analfabet. Ori literația presupune mult mai multe nuanțe. De exemplu, Cambridge, dicționarul Cambridge definește chiar asta, capacitatea de a citi și de a scrie literacy. Dar, pe măsură ce ne uităm la alte definiții, putem să vedem nuanțe din ce în ce mai complexe. Și literația ar trebui să îi servească individului în viața lui, să îi facă viața mai funcțională, să aibă acces la informații. Deci nu doar să citească dragul de a fi declarat cult, nu? A citi niște lucruri. Să poate să îi fie funcțional, să le ajute, să poate să fie un membru activ al societății, să își desfășoare activitatea pe care o are de desfășurat în momentul respectiv, să înțeleagă informația din jurul lui. Și acum informația nu ne referim doar la cărți, ne referim desigur și la informație virtuală și toată informația din jur. Am înțeles. E așadar important să înțelegem complexitatea acestui concept înainte de a discuta despre metode prin care putem să creștem acest nivel de literație, care este destul de scăzut în România și vom detalia imediat. Îi spun bun venit domnului profesor Marcel Bartic. Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație. Literația este o preocupare pentru dumneavoastră? Ca profesor, sunteți preocupat de cât de mult reușește să capteze elevul în clasă, cât a înțeles din ceea ce a citit, temă de casă sau, știu eu, lecturi suplimentare? Și cum măsurați acest nivel? Stimată doamnă, aceste preocupări trebuie să fie obligatorii pentru fiecare dintre noi, sigur că da, și nu vă ascund că ca profesor care de vreo 20 de ani predă istoria, este obligatoriu să mă asigur că elevii mei înțeleg ce le povestesc eu acolo. Și sigur că da, sunt foarte multe, sunt multe metode, strategii, procedee didactice prin care reușim să facem acest lucru. Dar îngăduiți-mi să-i salut și pe ceilalți invitați din platou, mă bucură că ne găsim în formatul ăsta. E o discuție foarte interesantă și ceea ce spuneați dumneavoastră un pic mai devreme, de fapt, cred, evidențiază foarte bine ce ar însemna. Poate sună pompos la un moment dat și poate cei care ne urmăresc în momentul ăsta... literația, prețios. Ce înseamnă literația. Da. Este un lucru firesc, ar trebui să fie un lucru firesc în absolut orice școală. Îngăduiți-mi doar să facem doi pași în spate și să ne detașăm puțin de testele PISA. În general, școala, pentru ce ne trebuie nouă școală? Ca să scoatem olimpici, să avem doar elite, să avem certificate și rezultate la concursuri și olimpiade. Sigur că trebuie și asta. E minunat că le avem. Dar nu doar asta. Nu doar asta. Peste 10 ani, peste 15 ani, copiii pe care îi avem vor fi puși în situația de a înțelege lumea în care trăiesc. Nu? Și nici măcar nu trebuie să facă lucruri pompoase, lucruri nu știu de care. Nu? Pur și simplu trebuie să fie capabili să facă operații matematice elementare. Matematica, dacă tot vorbeam despre literația numerică, gândirea matematică este extrem de importantă, pentru că te ajută, stă la baza gândirii critice, a raționamentelor logice, pe care trebuie să le aibă orice adult de pe lumea funcțional. Asta. Funcțional. Orice adult funcțional, sigur că da. Așa cum și înțelegerea unui text scris, dacă este să vorbim și despre asta, este obligatorie pentru orice adult. Vă să zic că ar trebui cumva să ne desprindem de ideea că matematică învață, lasă că învață aia care vor ajunge olimpici, vor ajunge matematicieni. Nu, matematică trebuie să știe fiecare copil. E adevărat, e de discutat. Hai să vedem câtă matematică, ce anume din matematica respectivă. Poate că matematica noastră e la un moment dat poate mult prea abstractă și poate ar trebui să o facem nu doar mai prietenoasă, cât mai aplicată, cum foarte bine ați amintit dumneavoastră un pic mai devreme. Copiii nu înțeleg în acest moment între teoriile sau demonstrațiile care se fac la ora de matematică și care e legătura lor cu viața de zi cu zi. Că unde aplică? Unde le aplică? Sigur, un profesor cu har, un profesor cu experiență
poate face acest lucru. Dar, iată, trebuie să ne desprindem noi un pic de ideea asta că matematica trebuie învățată doar pentru evaluarea națională, doar la bacalaureat sau doar dacă ești olimpic. Că e o abordare foarte reducționistă și, din păcate, se vede asta. Se vede în acest raport național de literație. Este lansat de Brio cu sprijinul AVE, care arată că doar cam unul din 10 copii din România din clasele 1-8 obțin un scor funcțional la competențele de literație. În traducere liberă, ce ar însemna aceasta? Adică, în traducere, în termeni populari, înțeleg ce citesc. Nu? Doar unul din 10 înțelege ce citește? Cât e de dramatic un asemenea rezultat dacă îl interpretăm așa brut, fără să îl contextualizăm? Nu este capabil să facă inferențe sau să analizeze, să contextualizeze ceea ce citește. Și mă bucur foarte mult că avem un profesor de istorie. Istoria mi se pare una dintre cele mai ofertante discipline pentru dezvoltarea literației. Dacă citești competențele, ai literație pură. Nu poți să atingi nicio competență dacă nu ai un fundament foarte bun de abilități de literație. Da, și spune de matematică și mi se pare foarte interesant ce ai spus, că un profesor cu har poate să contextualizeze și să îi ajute pe copii să aplice, să vadă legătura cu lumea reală. Așa este, dar cred în același timp că la nivel sistemic, la cum gândim sistemul educațional, am putea să ne inspirăm din performanța unor state care au rezultate foarte bune la PISA, cum Irlanda, de exemplu. Irlanda e pe locul 2-3, e în top la... Ne mai vorbim de Singapore, care a trecut la excelență deja, nu? Adică este un cumul interdisciplinar de știință, tehnologie, inginerie și matematică și totul este problematizat. Copiii aplică matematica în a vedea cum cresc roșiile sau a vedea diverse variabile. Ați sofisticat deja puțin nivelul discuției, dar aș vrea să mergem cumva de la începuturi, să o luăm treptat. Și pentru că vreau să întreb o doamnă învățătoare, Mona Vlai, care este acum în legătură directă cu noi, ce anume și-a propus pentru a ridica acest nivel de literație încă de la primele ore petrecute în școală, nu? Prima clasă, pentru că practic această competență într-o fază incipientă vine de acasă, dar școala este cea care reglează lucrurile, da? Așa este. Bună ziua! Bună ziua. Mulțumesc pentru invitație! Noi la școală le facem cunoștință copiilor cu frumusețea. Și frumusețea vine din povești, din a prezenta propriile emoții, chiar și din matematică. Dacă știi să o faci ca pe o poveste, copiii se vor apropia de ea. Ei, dar povestea asta pot să o prezint eu în fața clasei sau pot să le strânesc interesul în așa fel încât ei să-și dorească să asculte după ce eu citesc o parte, ei să-și dorească să finalizeze citind ei. Și atunci, așa, încet, încet, le dăm curajul de a afla sfârșitul poveștilor singuri. Deci, practic, totul începe cu stârnirea acestui gust pentru a citi, acestei predispoziții spre lectură, nu? Absolut. Sigur că da. Practic, dacă părinții încearcă această variantă a poveștilor, nu? E în mod natural. Când sunt mici și copiilor, acasă li se spun povești. Și n-are cine să le spună aceste povești decât părinții, nu? Dar cu ce vine în plus acest ciclu primar de învățământ, de clasele 1-4? Exersarea celor cunoștințe cu care vine elevul de acasă, dar, de exemplu, spre matematică, cum îi îndreptați să fie mai atenți, să fie doritor, să afle inclusiv această literație, nu, aritmetică, să o spunem? Pot să vă dau un exemplu de evaluare pe care am făcut-o în clasa pregătitoare. Evaluarea nu a conținut doar parte de matematică sau de citire, ci tot ce am făcut noi în toate materiile, cumulat. Am făcut un concurs cu mașinuțe și ca fiecare copil să ajungă la finalul traseului, trebuia să răspundă la 10 întrebări. Una din, nu știu, cultură generală, una despre despărțirea în silabe, una despre... Toate le-am făcut tot așa ca pe o poveste. Deci totul se leagă de povești. Și această manieră frumoasă de a merge cu biblioteca la purtător, să-i spun așa, e practic un autobuz vechi numit Bibliozaur, nu? Pe care l-ați transformat în cea mai neobișnuită librărie din țară. Cum anume funcționează modelul acesta? E o bibliotecă ce stă pe loc, își așteaptă pasagerii, să zicem. Pasagerii vin la ea, nu ea trece pe la pasageri. Am luat un autobuz vechi, l-am transformat în bibliotecă și copiii merg acolo și aleg cărți
au, cum să zic, noi susținem cititul de plăcere. Și atunci nu îi obligăm să citească o anume carte, ci ei își aleg după ceea ce le place acolo, după cum arată coperta sau după cum arată, nu știu, ilustrațiile dinăuntru. Și sunt mult mai atrași decât dacă i-am obligat să citească un anume text. Ei, noi în clasă putem să lucrăm de pe textul respectiv absolut orice ne cere programa. Este inclusiv practic probleme de matematică putem face dintr-o carte. Este practic o ofertă educațională, așa să-i spun în termeni mai pretențioși, destinată cui anume? Ce fel de copii vin să citească în bibliozaurul dumneavoastră? În primul rând, noi putem să mergem cu întreaga clasă și să le oferim șansa să-și aleagă fiecare câte o carte și, în general, cei care sunt, care au prins deja gustul lecturii, vin și cer. Când termin o carte, vin să împrumute altă carte. Ca la o bibliotecă obișnuită. Doar că ea e neobișnuită. Și vă adresați copiilor din mediul rural? Oricine poate veni la Bibliozaur. Porțile sunt deschise pentru oricine, doar să ne anunțe înainte. Am înțeles. Rămâneți în continuare alături de noi. Noi vom continua dezbaterea cu invitații din platou. Iată, sunt diverse metode care trebuie să stârnească acest interes pentru lectură. Și Cum le explicăm oare, în primul rând, și dascălilor, cât este de important să transmită această dragoste de lectură? Că e o problemă și cu profesorii, până la urmă. Categoric, toată societatea se află în schimbare și chiar vreau să spun că am observat în ultimii ani o mulțime de profesori care se străduiesc, care și-au schimbat și-au îmbunătățit metodele, profesori care pur și simplu s-au transformat în actori, s-au transformat în oameni care reușesc să stârnească, ați zis, interesul. De fapt, să aducă în discuție acele lucruri care chiar îi interesează cu adevărat pe copii. De la conținut pornește totul. Degeaba te joci, degeaba ai... Este admirabil faptul că ai nu știu câte metode ca profesor, dacă elevul nu este deloc interesat, este un subiect pe care chiar nu are chef să-l cunoască. E, acest conținut cred că trebuie în primul rând schimbat. Și aici s-a discutat foarte mult. Există programe vechi, de fapt s-a tot mers pe programele de după Revoluție, un pic îmbunătățite, un pic aglomerate, un pic îndulcite, dar ele sunt cam aceleași. Adică din acea perioadă în care fiecare om avea impresia că a pierdut foarte mult în timpul comunismului și voia să adauge în toate domeniile cât mai multe lucruri din ceea ce învățase el ca autodidact. Și asta a făcut să ajungem la niște programe extrem de aglomerate și de neatractive. Am fost nu de mult, cred că acum o lună, la Pitești, la Zinca Golescu și aveau de studiat domnul Goe. Era, deci, o chestiune, deja din start de la ușă m-am plictisit, mă gândeam că o să mă plictisesc, pentru că n-aveam niciun chef de domnul Goe la vârsta mea. Dumneavoastră nu copii? Da, și am intrat acolo și am rămas fascinată, pentru că fiecare citise înțelegând această poveste care nu mai are multe legături cu vremurile noastre, într-un alt fel. Unii o puseseră în scenă, alții aveau un construct, aveau tot felul de... aveau trenul construit, alții merseseră pe scris, erau intelectuali, scriitorii de mâine, își făcuseră fișe de personaj, se deschidea o carte și ea devenea, în fine, întreaga poveste a domnului Goe. Adică chiar ora aia a fost prea scurtă, n-am reușit să văd toate minunile care erau acolo. Era vorba despre diversificarea actului de receptare, într-un mod foarte inteligent, dar mergând pe adevăratele interese ale copiilor. Copiii, studenții, oamenii care încep să se inițieze într-un domeniu, ar trebui deja să aibă să aibă voie, chiar așa aș putea să spun asta, să aibă această oportunitate de a-și alege ceea ce cred că vor face și mâine. Sunt foarte mulți oameni, mai ales în generațiile astea ultime, care la 16 ani ar putea să răstoarne munții. Și sunt oameni care, știți bine, ajung la 60 de ani și sunt tot acolo. Da, sunt tot acolo. Educația lor nu s-a modificat cine știe cât. Și da, dar este temeinică, tocmai de aceea vă citește lumea. Bine, am făcut așa o glumă, dar deci sunt oameni care nu ajung să facă mare lucru în viață și cred că de aici trebuie pornit, de la acele
dorințe extraordinare ale unui copil care vrea să facă ceva și trebuie lăsat să facă, să construiască. În momentul în care ajunge să facă asta, va citi pentru că vrea să știe mai multe, va ajunge să manipuleze ideile, va ajunge, de fapt, să reconstruiască povestea. Și chiar vreau să vă spun, ca scriitor, am observat această tendință participativă. Există o lectură participativă de vreo 10-15 ani încoa, nimeni nu mai acceptă să stea sub caisul înflorit și să citească o carte. S-a dus plăcerea aia a lecturii de tipul ăsta, ci vrea să știe foarte repede cum poate să intre în povestea aia, cum poate să aducă personajele, cum poate să le manipuleze, cum poate să facă parte în mod real din istoria cuprinsă într-o carte. Ce interesant, și, foarte da, interesant. Și asta se întâmplă absolut la toate nivelurile, am observat că și copii de școală și oameni maturi. Tocmai de aici, să zicem, această impresie că se uită repede pe net, că citesc un sinopsis și deja știu totul, pentru că chiar știu, sunt oameni care nu au nevoie să citească toată cartea. Spun aici un lucru grozav, dar groaznic ar fi. Groaznic, da. Chiar groaznic. Dar asta se întâmplă și nu trebuie să neglijăm, nu trebuie să fim ipocriți și noi răsfoim cărțile. Fiecare om are cartea aia care îl așteaptă pe el și la un moment dat, după ce s-a plictisit răsfoind, după ce a umblat prin tot felul de trailere de carte, după ce s-a familiarizat cu un număr sau cu o categorie de personaje, se va întâlni cu acea carte care este pentru el capitală și va intra în modul de lectură, am putea zice așa, ca să parafrazăm timpurile în care trăim. Asta e cred. O provocare tot mai mare și pentru profesori în acest context al diversificării formelor de receptare a mesajului pe care îl dă cartea, pe care îl dă profesorul la catedră, și atunci e cu atât mai, să spunem, sensibilă poziția dascălului. Categoric, categoric. Dar aici va trebui să o spunem foarte onest și foarte deschis, pentru că dumneavoastră ați prezentat foarte elegant rolul și responsabilitatea pe care trebuie să ne asumăm. Nu, trebuie să o facem. Rezultatele testelor PISA sunt într-adevăr sunt și rezultatele unui curriculum care poate fi îmbunătățit, a programelor școlare, a manualelor, dar există un dar și a schimbării, a felului în care suntem noi ca profesori. Nu e vorba doar de metode, e vorba de atitudine. Câtă vreme vom vedea școala ca pe un job de la 8 la 12, lucrurile nu se vor schimba, indiferent ce manuale vom avea, ce programă, ce orice și câți bani. Credeți-mă, nici măcar banii nu vor reuși să rezolve problema asta. Avem nevoie de oameni care să-și dorească să fie acolo lângă copii. Acum, eu nu sunt expert în educație, dar vă pot spune din experiența mea. Știți când învață un copil și reușești să-i trezești curiozitatea de care aminteați un pic mai devreme? Când te vede pe tine convins de lucrurile pe care le spui. Când intri în clasă și reușești să-i transmiți entuziasmul ăla, bucuria, neastâmpărul. Și copilul la un moment dat, chiar dacă e posibil să nu înțeleagă el foarte bine din prima, despre ce vorbește Bartic acolo, dar l-ai făcut curios, că e interesant, bă, de ce o fi asta așa entuziasmat, de ce stai să citesc, stai să mă uit și eu, și ăsta este primul pas. În momentul în care te-ai dus acolo, de parcă ți s-a unecat tot, ai dat faliment și ai intrat în clasă, s-a terminat, cu copilul ăla, gata, ce învățare să faci, poți să ai 10 doctorate, poți să ai 20 de nu știu ce, deci s-a terminat, când ai intrat în clasă așa, copiii sunt pierduți. Asta trebuie să schimbăm în primul rând. E adevărat, și aici o discuție, pentru că profesorii au într-adevăr sunt apăsați de foarte multe lucruri care nu sunt în regulă, plecând de la salarizare și pornind de la sistemul ăsta ultra-birocratic, dar pe de altă parte copiii ăia, doamnă, n-au nicio vină. Știți cum e? Toți avem zile mai bune și mai proaste. Uneori eu, înainte să intru în sala de clasă, mă opresc, inspir, expir, așa. Vă schimbați starea cu care ați venit. Da, așa, și intru în starea în care, când am deschis ușa, bună ziua copii. În pielea personajului. Exact, profesorului simpatic, profesorului care pentru merită să fie urmărit. Asta favorizează învățarea. Și asta trebuie să se întâmple într-o sală de clasă. Ați tras niște concluzii foarte importante pe care le-ați popularizat în mediile acestea online. Ce ați face dumneavoastră în urma acestui mare eșec la, de fapt, previzibil de altfel? Că n-am progresat prea mult încât să influențăm poziția pe care o ocupăm în clasamentul internațional după aceste testări PISA. Aș vrea să le spuneți și aici aceste sfaturi pe care, de fapt,
doriți dumneavoastră să vi le aplicați în primul și primul rând, dar sunt foarte bune pentru toată lumea. Da, să știți că e foarte important detaliul ăsta. Nu-mi permit să dau sfaturi nimănui. În definitiv, sunt doar profesor de istorie și încerc și eu pe cât posibil să fac lucrurile mai bine la clasă. În primul rând, nu vreau să mă mai plâng. Iertați-mă, e un reflex pe care am încercat să mi-l disciplinez în ultimii ani, pentru că am senzația că noi profesori am ajuns în punctul în care căutăm scuze, dăm vina pe oricine altcineva, toți alții sunt vinovați, numai noi nu. Eu mi-am pus o oglindă în față, nu știu cum să vă zic. Eu când ajung seara acasă, eu sunt și profesor și părinte. Și mă uit în oglindă. Seara nu știu pe care să le iau la palme mai repede. Pentru atitudinea asta, să știți că mi-ați atras atenția, de aia sunteți aici astăzi, de aceea sunteți aici astăzi. Pentru că încerc să văd, până să mă plâng, până să dau vina pe alții, încerc să văd, eu pot să fac ceva și da, pot să fac niște lucruri. Uite, de pildă, dacă vorbim de înțelegerea unui text scris, ceea ce la istorie este imperativ necesar, voi căuta să-mi diversific metodele prin care să mă asigur că elevii mei pleacă de la oră cu noțiunile înțelese în diferite contexte de comunicare, scris și oral. Cu alte cuvinte, dacă învățăm câteva cuvinte noi, mă asigur că găsim un corespondent în viața lor de zi cu zi și găsim, slavă Domnului, la istorie e foarte ofertantă această materie. Vreau să mă asigur că reușesc să identifice relația cauză-efect, extrem de important asta și la limba română și la limbile străine și în general la științele umaniste. Degeaba poți să tocești 20 de pagini la istorie dacă nu reușești să faci legătura între evenimente. Cauzalitatea e foarte importantă, da. De ce s-a întâmplat lucrul ăla? Uite, de pildă, dacă orice lecție de istorie în care reușești să îl obișnuiești pe copil să identifice relația cauză-efect, ăsta este un reflex pe care îl va folosi și în viața de zi cu zi. Pentru că și acolo, nu-i așa, copilul trebuie să identifice niște cauze, să-și dea seama de impactul acțiunilor sale. Și de baza efectele. Înțelegerii, nu? Exact. Iată, este doar un exemplu foarte, foarte modest de ceea ce am putea să facem, poate un pic mai bine, la orele de istorie. Un pic mai des, cu mai multă aplecare, așa, spre nevoia celui din bancă. Domnule profesor, la biologie e mai greu, e mai simplu cu literația? Chiar mulțumesc că mi-ați adresat întrebarea asta. Voiam să vorbesc despre asta. În general se consideră că literația este responsabilitatea profesorului de română. Sau acolo se învață scrisul, cititul, da. Și după asta în ciclu gimnazial la profesorului de română. Dar, în primul rând, dacă ne uităm la competențe, la grila de competențe de la orice materie, o să spunem că include implicit. Nu poți să dezvolți competențele respective fără să ai literația și fără să dezvolți literația într-un mod tangențial. Pentru biologie este foarte, foarte esențial să înțeleagă, dincolo doar de cauzalitate, să înțeleagă, de exemplu, diferența dintre cauzalitate și corelație, să înțeleagă relația dintre mai mulți factori și să poată să perceapă în cele din urmă viața ca pe un spectacol și să înțeleagă știința vieții, nu numai o serie de factori și o serie de planșe prăfuite. Și aici ne putem folosi foarte mult de realitatea asta augmentată în educație, care este foarte seducătoare și foarte ofertantă, care are o valoare foarte mare. Sunt foarte multe modelări, nu? Pe care pot vedea copiii. Poți să le aduci ca niște ochelari tridimensionali și să vadă în corp organe și să înțeleagă totul mult mai... Dar ai nevoie în același timp, înainte să faci asta, cred sincer că ai nevoie să dezvolți o bază solidă de a lucra concret. Văd, de exemplu, la învățători și educatori, lucrează cu table interactive, lucrează cu modele fascinante până la urmă, dar copiii nu știu să țină o carte în mână sau nu au abilități concrete. Deci acesta e riscul, cumva, sofisticând foarte mult metoda și instrumentele de predare. Să pierdem esențialul și esențialul. Baza și fundația. Ai nevoie să construiești pe ceva. Și acel ceva, aceste competențe clare. Se poate recupera ceva din mers în școală? Da, din fericire se poate face. Și la Teachers for Romania ne concentrăm atenția pe două aspecte. Odată pe ciclul ăsta preșcolar, primar, unde acolo este momentul să schimbăm ceva ca să nu ajungem în situația de remedial și, evident, în literația remedială. Cu acei copii care au ajuns la gimnaziu, să zic, în clasa 8-a și înțeleg cel mult texte de pregătitoare sau nu știu toate literele. Nu știu toate literele în clasa 8-a?
Da. Avem și, și am și lucrat cu un astfel de copil de-a lungul timpului și avem destule... Dar era o situație mai specială? Era un context mai, știu eu, social, mai apăsător în care el pierduse contactul cu școala sau nu? Cum de n-a deprins toate literele alfabetului până la vârsta aceea? De obicei este un cumul de factori, intrinseci, extrinseci, care țin de... Poate și într-o mare parte de geneticul familiei. După asta țin de experiențele care au fost expus copilul înainte să ajungă la școală. Dacă i s-a citit, dacă au auzit rime, dacă i s-a dezvoltat auzul fonematic, dacă au avut interacțiuni pozitive cu adulții, cu ceilalți, dacă au făcut joc de rol și mai departe. Dacă nu au avut aceste experiențe, știm că o să aibă din start o rămânere în urmă față de colegi. Și ajunge într-o clasă unde poate se predă simultan și este în aceeași clasă, în clasa pregătitoare, cu colegi de clasa 4-a și ai un om care trebuie să se ocupe de toate situațiile astea și atunci se scapă din vedere de multe ori. Și copiii ajung în gimnaziu, unde în gimnaziu nu, profesorii nu mai știu ce să facă. Eu am învățat foarte bine cum să predau biologie, dar nu aș fi știut cum să lucrez cu copilul ăsta dacă nu aș fi avut pregătire specială peste ce am făcut la modulul psihopedagogic. Acest remedial, da? Acest remedial, da. Din calificarea dumneavoastră, da, înseamnă că puteți recupera, că faceți muncă de recuperare, practic. Da. Evaluez ca să observ foarte specific care este nevoia copilului, fac un plan de implementare pe nevoile identificate și evaluez, evident, după implementare să vezi dacă avem rezultate. Câte cazuri concrete sunt la Teach Romania acolo, în lucru, să spunem, de acest fel? Toți profesorii, acum sunt 141 de profesori, dacă nu mă înșel memoria, activi în Teach for Romania, care sunt în program, nu alumni, care sunt în cei 2 ani de a preda la catedră. Și fiecare din acest profesor are obligația contractuală și asumă responsabilitatea de a lucra cel puțin cu un copil la gimnaziu și de a lucra cu toți copiii din clasele 1-4 care au nevoie de remedial pe baza evaluărilor. Deci, iată, spre câteva sute, încet, încet, nu? De copii care beneficiază de astfel de recuperare. Da. La școală, cu profesori pregătiți special pentru asta. Da. Și, de asemenea, se mai face intervenție la nivelul clasei. Intervenția remedială este individuală. Ai nevoie să lucrezi unul la unul, cel mult 3-4 la un... Adică un profesor cu 3-4 elevi, pentru că ai nevoie de mult mai multă atenție pe tot ce spune, pe cum spune, pe mult mai multă atenție față de ce lucrezi la o clasă. Dar vrem să crească nivelul literației și în clasele în care sunt acești profesori. Și atunci, la fel, aplicăm o serie de teste, Brio, ca să identificăm nevoile clasei și, din nou, avem strategii de dezvoltare a literației și vrem să vedem o evoluție în timp, după un an de predat, de mers. Iată, de efort susținut. Da. Aș vrea să continuăm cumva discuția cu doamna Mona Vlaic, doamna învățătoare, da, mai este în continuare alături de noi, sper. Aș vrea să o întreb din acel curs pe care, iată, am citesc aici că l-ați absolvit, se numește Mentalitate deschisă în educație. Pe ce anume se pune accentul atunci când este vorba despre literație și felul în care reușiți să compensați lipsa acelor factori care ar trebui să stimuleze cunoștințele, aptitudinile, calitățile înnăscute cu care vine copilul la școală? Cursul de mentalitate deschisă în educație pune accent, în primul rând, pe relațiile care se creează între oameni. Ori noi, în calitate de dascăli, creăm, în primul rând, relația cu copilul, dar foarte, foarte importantă este și relația cu părintele și vă spun de ce. Și cu ceilalți dascăli care predau la clasă, dar în special cu părintele, pentru că niciodată copilul nu e același la școală cum e acasă. Ori noi, creând o relație bazată pe onestitate, pe încredere cu părintele, vom reuși să aflăm amănunte pe care nu le cunoaștem despre copil și vom înțelege de ce într-o zi nu reușește să atingă anumite performanțe pe care în alte zile le-a atins. Sau vom ști un pic din background-ul lui și vom putea să-l evaluăm ca atare. Cursul de mentalitate deschisă în educație pe mine m-a ajutat foarte mult pentru că după ce l-am absolvit am avut o cu totul altă viziune asupra educației și asupra stării mele de învățătoare și cum să creez aceste relații și pot să vă spun că s-au îmbunătățit foarte mult. Și atunci când copilul vede că părintele și profesorul sunt pe aceeași lungime de undă și că lucrează amândoi în beneficiul său, e mult mai deschis, are mult mai multă încredere la școală.
Deci e nevoie, în primul rând, să cunoașteți familiile din care vin acești copii, fiecare dintre ei, nu? Și să găsiți comunicare eficientă cu părinții, în primul rând. Da. Da. Ce sfaturi le dați părinților care nu au acest, să spunem, avantaj de a avea un partener în educatorul, în învățătorul de la școală? Ce sfaturi le dați pentru a-și convinge copiii să citească mai mult, să descopere cu mai mare plăcere cititul și să vadă și cât înțeleg din ceea ce citesc? Cred că orice părinte își dorește ce e mai bine pentru copilul său. Și atunci sigur că e nevoie să fie acolo în spatele copilului și să-l încurajeze să își dorească mai mult, să-l încurajeze să-și urmeze visurile, da? Deci e până la urmă nevoie de o mai mare implicare și mai mare interes al părinților pentru propriul copil, înainte de toate. Sigur că da, nu e normal ca dascălului să-i pese mai mult de copil decât părintelui. Dar cred totuși că o comunicare onestă din partea amândurora va duce la o relație bazată pe încredere. Și atunci o relație bazată pe încredere se va vedea în performanțele copilului la școală. Mulțumesc foarte mult pentru intervenția dumneavoastră în emisiune. Așadar, există metode, există căi moderne în care inclusiv dascălii, profesorii, nu? Educatorii, învățătorii își pun problema cum să înțeleagă mai bine copilul, înainte de toate, și mediul din care acesta vine. Doamna Ruștii, pentru că aveți personaje preferate, mă refer aici la Lizoanca, da? Aș vrea să ne explicați cum încercați să transmiteți un mesaj educațional prin toate aceste experiențe care se pot crea între paginile unui volum și felul în care reușiți să stimulați, nu știu, creativitatea, interpretarea pe care pot să o dea cititorii de la diverse categorii de vârstă, să le spun. Fără ostentație, pentru că literatura nu are această latură neapărat educativă, ci transmite emoții care contribuie într-un fel sau altul în cele din urmă la modelarea caracterului. Și nu cred în povestirea cu mesaj, în arta cu tendințe. Pe de altă parte, am spus mai devreme că fiecare om are cartea sa de scoperă, acea carte care îi dă traseul în viață. Și nu în ultima instanță, aș vrea să revin asupra ceea ce spusesem. Ne aflăm într-o perioadă de mari transformări și cred că limba, limba scrisă și limba vorbită, se află într-un proces de simplificare. Maltratare, iar spune unii. Nu, de simplificare, pur și simplu. La asta asistăm. Nu trebuie să luăm latura negativă. E adevărat, sunt mulți copii care nu știu să citească. Este admirabil să înveți să citească, să scrie, indiferent să facă, de târziu se întâmplă. Da, cât de târziu. Dar într-o altă, într-un alt sens, cred că totul depinde de disponibilitățile fiecărui om. El trebuie ajutat în ceea ce deja are. Și în momentul în care un copil vrea să știe ceva, va face, va răsturna totul în cale pentru a face acel ceva. Educația lui depinde, bineînțeles, în primul rând de familie. Dar nu, nici n-aș vrea să ajungem în acea situație în care neapărat părintele trebuie să-l oblige pe copil să citească sau să se îngrijoreze că nu citește copilul său. Este, mi se pare absolut normal ca în perioada asta de transformări, acel copil să găsească mijloc, adică să folosească toate device-urile pe care le avem, toate cuceririle tehnologiei, pentru că, cu siguranță, generația asta analfabetă, cum îi se spune, știe alte lucruri, are altă dispoziție pentru înțelegere, pentru a afla informații. Nu toți citesc pentru a afla ce s-a întâmplat cu Napoleon, nu? Nu e așa? Și lucrul ăsta nu trebuie luat neapărat ca negativ sau total negativ. E foarte bine să citească un om, dar dacă el nu citește, dacă acel copil știe lucrurile respective și cu toate astea nu are apetență pentru lectură, trebuie lăsat să-și dezvolte acele capacități pe care le are deja. Va merge, va găsi fotografii, va citi, mă rog, pe diagonală, cum se zice. Este esențial ca un om care învață să aibă libertatea de a alege. E mai importantă independența asta, și asta am vrut să transmit prin Lizoanca, e mai importantă independența în învățare decât constrângerea.
Și un copil poate fi ajutat să înțeleagă ceea ce el deja dorește, ceea ce are în el deja. Dacă cumva nu este prematur să avem atât de mari așteptări de la copii care probabil că nu sunt interesați de nimic. Pentru că sunt și situații de genul acesta în care părinții se întreabă ce să fac cu al meu, că nu-i place asta, nu-i place aia, nu face asta, nu face aia altă. Îngăduiți-mi să vă mai ofer o perspectivă ca om care acum 20 de ani a avut prima experiență pedagogică într-o școală din mediul rural pe malul Prutului. De la etajul 1 unde predam eu la clasa 7, pe partea aia se vedea celălalt sat din Republica Moldova. Nu e doar... N-aș generaliza și n-aș spune că toți părinții sunt în această situație, toți copiii, toți profesorii, pentru că nu e. Harta educației din România este din nefericire extrem de fărmițată, pentru că sunt școli bune, școli cu părinți, familii cu dare de mână, sunt copii cu potențial, copii care sunt susținuți, școlile din centru, sunt colegii naționale care foarte adevărat oferă performanță, sunt școlile din mediul rural pe care colegii de la Teach for Romania le cunosc foarte bine și fac o treabă grozavă acolo, sunt școli de care nu știe nimeni. Eu, de pildă, am predat în școli în care în sala de clasă ne încălzeam iarna, pe vremea ca asta, la soba aia în care erau zile în care aveam lemne, zile în care nu am avut lemne și stăteam cu hainele pe noi. Copiii ăia săraci și-ar dori să citească sau poate nici n-au descoperit dacă e un lucru care să le placă sau nu. N-au beneficiat de contextul în care cineva să le ofere asta. Testele PISA exact asta evidențiază, printre altele. Una dintre marile concluzii ale rezultatelor PISA de anul ăsta se referă la inechitatea din sistemul de învățământ. E mult de povestit aici, dar în acest moment sunt sute de mii de copii care nu au acces la un act educațional de calitate, nici nu știu dacă ar vrea să citească pentru că nu au o bibliotecă acolo. În general, profesorii dedicați, cu excepția celor de la Teach for Romania care fac munca asta eroică, dar în rest ceilalți nu se duc acolo, se duc mai degrabă în școlile din oraș, se duc acolo unde posibilitățile sunt mai multe, nu îi învinovățesc absolut deloc, dar sistemul ar fi trebuit cum sistemul. Hai să-i zicem pe nume. Cei care au putere de decizie în învățământul de România ar fi trebuit să se gândească cum conving eu un profesor bun, dedicat, să se ducă în mediul rural. Pentru că să știți că nu este o utopie. E posibil să se întâmple lucrul ăsta. De pildă, Bartic de acum 20 de ani ar fi rămas în școala respectivă dacă aș fi avut posibilitatea măcar să nu mai stau în gazdă. Adică dacă aș fi avut posibilitatea și poate primăria de acolo, Consiliul Local, ar fi spus, domn profesor, da, uite, vă oferim o facilitate, nu trebuia să-mi dea mie ceva pe gratis, dar uite, am vrea să rămâneți aici. Nu pot să rămâi fizic pentru că stăteam în gazdă, în weekend trebuia să mă întorc în Iași, era aproape imposibil să rămâi și sunt convins că sunt foarte mulți colegi de-ai mei tineri în această situație. Cum îl ajuți pe profesorul ăla tânăr să rămână acolo? Cum ajuți un medic tânăr să rămână în comunitatea respectivă? Un inginer agronom? Nu-i ajută nimeni, deloc, absolut. Și situația asta este rezultatul inechității sociale din învățământul românesc. Asta va trebui rezolvată urgent. În al doilea rând, legile care se dau, orice măsuri legislative referitoare la educație, se dau în ultimii 20 de ani, de parcă în țara asta ar fi elevi numai în centrul Bucureștiului. Nu sunt doar în centrul Bucureștiului. Este observația pe care foarte mulți cetățeni o fac, peste tot spun așa, nu generalizează, lucrurile sunt foarte diferite de la centru la restul țării. Absolut. Și aici trebuie făcute, domnul profesor, de unde începem această diferențiere? Sigur, din nefericire, atunci când vorbim despre bani, despre măsuri legislative, lucrurile trebuie să vină dinspre autorități, dinspre statul român. Acolo, din nefericire și mă văd nevoit să o spun, nu există o viziune asupra sistemului nostru de educație. Noi de vreo 30 de ani încoace suntem așa într-o mișcare de asta browniană. Noi nu știm ce vrem. Noi funcționăm așa, de la o zi la alta, de la un an la altul, am trecut de valorile naționale. Gata, ne indignăm când vine câte un test PISA. Da, și știți că durează? Deja s-a stins indignarea. Da, o să vedeți, săptămâna viitoare deja e cu Crăciunul, cu colindătorii, dar a uitat lumea de PISA. Asta e o altă problemă. Inconsecvența. E adevărat, dar ar trebui o viziune. De ce avem noi școală? Să facem o paralelă... E foarte bună întrebare inițială. Ce vrem de la exact, școală? Și... Facem o paralelă cu contractul social al lui Jean-Jacques Rousseau. De ce ne-a trebuit nouă școală? De mult, oamenii s-au strâns la un moment dat și au zis așa, domne, eu nu pot să fac operații pe cord, da? De ce? Că nu știu. Și atunci inventăm meseria de medic. Îl pregătim, îl plătim, îl motivăm, nu știu ce, tu ai să fii medic.
Eu nu știu să fac, să explic teorema lui Pitagora. Ah, ce frumos! Hai să inventăm meseria de profesor. Dumneavoastră o să vă ocupați să le explicați copiilor, da? Ok, ăsta era rolul profesorului la începuturile. Numai că noi între timp ne-am pierdut într-un maldăr de hârtii și acum dacă îmi trebuie un copil, un profesor, de ce face asta? Ca să-mi iau o diplomă. Ca să ce? Un certificat, nu știu, nu pentru asta învățământ. Da, dar iată de ce avem nevoie de un istoric, de ce e bun un istoric la Casa Omului și la emisiunea noastră. Revenim după foarte scurtă pauză de publicitate, rămâneți cu noi. Am revenit în direct și aș vrea să reluăm, domnule profesor Marcel Bartic, pentru că aveți peste 17 ani de experiență în învățământ, dacă nu mă înșel, nu? Și în învățământul de stat și în învățământul particular, pentru că e importantă și această juncțiune între experiențele, nu? Avut în diverse forme de învățământ. Vorbeați de contractul social al lui Rousseau și faptul că deduc că ar trebui cumva reconsiderat din temelii, pornind de la conceptul ce este școala, ce înțelegem fiecare prin școală și ce ne dorim de la ea. Da, e foarte adevărat. Acum, trebuie spus că noi nu suntem singurii pe lumea asta care se confruntă cu aceste probleme. Sunt sisteme educaționale, poate cu mai multă experiență decât avem noi, care își pun aceeași problemă. Inclusiv statele care sunt pe primele locuri în testele PISA. E o provocare pe care o are societatea contemporană. Ce mai vrem noi de la școală? În urmă, cu 30-40 de ani, vă amintiți, școala de pe vremea noastră... Cam asta e expresia așa, generală. Oferea senzația de certitudine, de siguranță, de chiar dacă nu era neapărat ce trebuia, dar societatea, într-un regim totalitar, societatea practic a făcut din școală un sistem care să livreze oameni pentru câmpul muncii. Și lucrurile erau foarte simple. Intrai în școală, învățai câteva chestii, câteva abilități, te duceai, intrai în fabrică după aia și era tot extrem de simplu. Dar oricum erai sigur că te descurci cu ce pregătire ieșai din școală. Da. Pe de altă parte, noi nu mai putem face lucrul ăsta dintr-un motiv foarte simplu. Noi habar n-avem ce o să fie peste 10-15 ani. Și atunci, nu îl mai poți pregăti pentru o meserie anume, după cum puteți observa, meseriile astea în câțiva ani dispar efectiv. Nu îl mai poți pregăti pentru nu știu ce carieră. În schimb, ați amintit dumneavoastră un pic mai devreme, îi putem oferi competențele necesare. Și de departe, fără a avea pretenția că sunt vreun expert în direcția asta, dar abilitatea de a fi maleabil, de a avea gândire critică, de a face față unor provocări, unor situații necunoscute, abia astea sunt abilitățile viitorului. Chiar și reziliența, revenirea și reziliența. Într-o situație neproductivă sau de eșec. Și... asta va trebui să învățăm pe copii. Nu știm ce se va întâmpla peste 10-20 de ani, dar trebuie să-i pregătim pe copii să facă față unor situații neprevăzute. Dar nu cumva vin și generații din ce în ce mai fragile emoțional și mai puțin rezistente la acest stres al permanentei căutări a acelei transformări sau acelei cărți nu, de referință? Unde se regăsește fiecare? Să știți că există o explicație, vorba unui clasic în viață. În general, noi suntem o generație care a crescut în perioada regimului comunist și ne-am confruntat cu o mie de lucruri, cu o groază de probleme, am crescut cu la coadă, cu cartela la pâine, am stat în frig, am învățat noata la lumânare, am trecut. În mintea mea sunt încă proaspete aceste amintiri, cu atât mai mult cu cât ne apropiem, iată, de suntem în decembrie, așa, și ar trebui să vorbim la un moment dat și despre revoluție. Ce ne mai amintim de atunci? Exact. Dar noi, ca părinți, noi am încercat să ne ferim copiii de lucrurile astea pe care le-am trăit noi, să nu mai experimenteze aceleași nefericiri. Greutățile vieții. Exact. Numai că mi-e teamă, la un moment dat, poate am ajuns într-o extremă în care toleranța la frustrarea copiilor este zero în acest moment. Acum, sigur, nu trebuie să-i punem să stea la coadă, dar trebuie să-i obișnuim cu ideea că viața presupune un pic de efort, viața presupune un pic de răbdare, viața mai presupune să-i mai asculți și pe ceilalți, nu doar să te auzi vorbind, viața mai presupune și ți se poate întâmpla să mai câte un eșec. O lecție de umilință pe acolo. Exact. Soluția, cum e o notă proastă primită la o notă proastă, de pildă, da? Soluția nu este să te închizi în tine și să abandonezi. Asta este un lucru pe care îl spun elevilor mei ori de câte ori am ocazia, indiferent de cât e nota, indiferent de ce problemă ai în viață, nu abandona. Da, domn profesor, dar am încercat de 3 ori și nu mi-a ieșit. Încearcă de 100 de ori, de 1000 de ori, a 1001 oară o să reușești. Ca o paranteză, societatea românească are un cult al perfecțiunii.
observați, noi trebuie să fim toți perfecți. Și inducem, culți. Da, și transmitem lucrul ăsta și copiilor. Iar copiii cresc cu frustrarea asta că nu fac toate lucrurile perfect. Știți ceva? Nici nu trebuie să le facă perfect. Trebuie să încerce de 1000 de ori să nu-și piardă ambiția de a merge înainte, pentru că atunci când vor fi adulți, abia asta va fi o abilitate de care chiar vor avea nevoie. Autoperfecționarea. Exact, aceea, nu? Exact. Observați, adulții din prezent abandonează foarte ușor, se descurajează. Știți cum e? Reflexul ăla mioritic. Fie ce-o fi. Dar de ce fie ce-o fi? Niciun fie ce-o fi merge înainte. Fost să fie mai bine. Schimbă niște lucruri. Iertați-mă, nu sunt cel mai bun prieten al Mioriței. Ar trebui să reconsiderăm cumva acest mit, pentru că ne-am învățat multe lucruri destul de nepotrivite cu ambițiile vremurilor în care trăim, nu? Ce ne spuneți? Aveți un comentariu la ceea ce a spus domnul profesor? Da, sigur că da. Referitor la asta cu să nu abandoneze, și asta are și ea două tăișuri până la urmă. Cred că repetiția este bună atunci când există diversitate. Dacă insistă pe o singură cale și vrea să ajungă împăratul lemnelor, să ajungă doar acolo, și asta poate fi foarte primejdios. În momentul în care există diversitate și posibilitatea de a alege, cred că da, atunci merită să faci mai multe încercări. Asta ar fi o chestiune. Revenind însă la sistemul de învățământ și la faptul că, iată, există atâtea lucruri de care ne plângem în mod curent, cred că un prim pas mic, e adevărat, dar obligatoriu, ar fi acela al organizării evenimentelor naționale. Cred că asta duce la unitate și mai șterge din acea diferență enormă dintre sat și oraș, că de fapt despre asta vorbim. În momentul în care ar exista posibilitatea asta, mă refer chiar la festivaluri sau la lucruri nu foarte complicate și nu concurs școlar nici într-un caz, în momentul în care există astfel de întruniri, cred că lucrurile încep să se, de la sine, să se amelioreze și înțeleg toate oficialitățile implicate în această chestiune, pentru că absolut orice om care are o funcție în ziua de astăzi are familie, are copii, are legătură directă cu școala din familia lui, și atunci e imposibil să nu se sensibilizeze în fața acestui lucru. S-a vorbit aici despre faptul că nu există viziune de ansamblu. Ea se construiește greu de tot și un prim pas mititel, dar necesar, e ăsta al evenimentelor de tip național, care altă dată, mă rog, așa cum erau, nu le mai evocăm, aveam puține, au contribuit. Era de genul Cântarea României. Și exact, dar au contribuit și alte evenimente, de exemplu, în perioada interbelică, fiii satului, toate evenimentele legate de străjerie, de... Deci existau multe cercetași. Și se fac cercetași, da. Toate astea au contribuit la crearea acelei viziuni de ansamblu în domeniul ăsta al școlii. Și pentru școală cred că e obligatoriu să revenim la acest lucru și să renunțăm totodată la acele superstiții didactice. Cred că și asta este iarăși un punct bun de discutat. De pildă, chiar un bacalaureatul, pentru că am vorbit despre sensibilitatea excesivă a copiilor, despre teama de eșec. Un examen de final de liceu, după ce copilul a trecut prin 4 ani de liceu și a trecut cu brio prin acei 4 ani de liceu, mi se pare astăzi anacronic. Acum depinde cât e de relativ acel brio, iertați-mă. Pentru că sunt unități școlare și unități școlare. Mă rog, în momentul în care, da, în momentul în care a terminat un liceu și la sumă, știi, se știe că fiecare școală are necesar acel bacalaureat. Da, eu cred că acest lucru a dus la o isterie, a transformat totul într-o industrie și copiii învață numai pentru bac, numai pentru a lua bacul, numai pentru a lua o notă mare la bac. Profesorii se agită doar pentru asta, au renunțat mulți la învățământ și doar dau meditații pentru bac. Și cred că de aici, de la lucruri la care ținem, care ni se par esențiale, dar care s-au transformat sub ochii noștri în clișee dăunătoare, în superstiții chiar, că
are chiar forța asta, bacalaureatul, de aici trebuie să plecăm de la renunțarea la ele. Avem acest curaj? Este o provocare lansată, da, iată, exact, către doi profesori. Să vă rog să emiteți un punct de vedere. Vai, Andrei, cred că toată profesorii mi-am vasărit acum în cap, pentru că... Poate prin reprezentanții aflați aici în platou, da, să vedem, dar... să le testăm opinia. Dacă mi îngăduiți mie, aș încerca un răspuns. Nu, în primul rând, n-am nicio îndoială că profesorii din România vor trebui să învețe să accepte și păreri diferite de ale lor. Ar trebui să ieșim din bula aia noastră în care, știți, ne oferim doar lucrurile care ne plac sau ne convin. Nu, sigur că e nevoie de o schimbare și, într-adevăr, susțin ce spuneați mai devreme, că și nu doar la bacalaureat. Să vedeți, în clasa 8-a, copiii ajung să învețe doar la română și matematică și, ca profesor de istorie, țin să oftez așa puțin. Pentru că săracii copii, acum poți să înțelegi că stresul e atât de mare, de evaluarea națională depinde admiterea la liceu, încât, sigur, interesul lor scade cumva din acest punct de vedere. Așa este. Învățământul ar trebui făcut doar pentru evaluările respective. Acum, din punctul meu de vedere, nu cred că evaluările în sine sunt neapărat problema, cât dimensiunea asta apocaliptică, exact, pe care le-am dat-o. Pentru că, în definitiv, o evaluare ar trebui să fie un lucru absolut firesc. Cineva spunea la un moment dat că noi am ajuns să ne evaluăm pentru că nu mai suntem foarte siguri pe ceea ce facem. De-aia facem evaluările alea. Să vedem cam pe unde suntem. Dar dacă n-am face atâta tam-tam și n-am intercondiționat examenele astea de admitere, de lucruri, de dosare, de gradații, de merit și tot așa, abia aici este problema. Hai să deconectăm evaluarea de tot balastul ăsta. Evaluarea pe care să-și o asume și copiii. Uite ce mi-aș dori eu, ca în România, să ajungă elevii noștri să înțeleagă, să se raporteze la evaluare ca la un lucru firesc. Georgel, ce faci mâine? Păi am test la matematică, așa, și ai emoții? Dar am emoții deloc, chiar vreau să știu pe unde mai sunt. Da? Ca să știu pe ce mai insist după aia. Dacă ajungem vreodată în punctul ăla, abia atunci sistemul nostru de învățământ vom ști că s-a însănătoșit. Asta ar trebui să se întâmple cu evaluările. Sigur că da, dacă ajungem în punctul ăsta, dispare industria de meditații, dispar toate lucrurile alea, știți cum e, care îmbolnăvesc, sunt toxice pentru școala românească, induc și o idee, o idee falsă părinților, copiilor, nu ne mai raportăm la ce trebuie. La conținutul din școală. Da, nu asta trebuie. Știți cum e? Ați întâlnit cu siguranță copii de gimnaziu, de liceu, care vorbesc dezinvolt, care sunt foarte siguri pe ei, care folosesc cu ușurință o limbă două străine, se descurcă în orice situație, nu se panichează. Abia în cazul acelui copil, sistemul de învățământ a mers, a funcționat. Și trebuie să vedem, copile, cine a lucrat cu tine? Ce ai citit? Ce ai învățat? Cum ți-au vorbit profesorii? Cum ți-au vorbit părinții? Și așa mai departe. Acolo ar trebui să ne uităm. Se ocupă oare să facă cineva aceste evaluări, să urmărească elevul din primele clase, să-i vadă tot parcursul și să vadă acest feedback care ar trebui să vină, această reacție, nu? După ce ai experimentat școala românească. Vă pot oferi un răspuns, pentru că sunt un om care s-a ocupat de și partea, hai să zicem, de hârțogăraie din învățământul românesc. În principiu există niște proceduri care obligă școala să urmărească traseul copilului. Numai că povestea asta, care a început ca o idee foarte bună, generoasă, s-a transformat într-o chestie birocratică cu rapoarte peste rapoarte, Excel-uri peste Excel-uri, în care se bifează la grămadă așa. Nu cred că sunt foarte multe școli care să se intereseze ce au făcut absolvenții de clasa 8-a după ce au plecat de acolo. Mă îndoiesc, iertați-mă că... Deși ar fi foarte important. Ar fi minunat, da. Ar fi minunat. Pentru că atunci am putea regla din mers această calitate a actului educațional, nu, din școală. Andrei, da. Așteptam o replică și de la tine. Renunțăm la bacalaureat, nu renunțăm, ce facem? Foarte nuanțată. Într-adevăr, mi se pare foarte valoros să evaluezi. E greu să stabilești o valoare și să ne gândim cam ce valoare ar trebui să aibă în viața copilului. Evaluarea poate să te și îndrume și poate asta ar fi ideal, să știi, am aceste abilități, am aceste competențe, am o înclinație spre științe mai degrabă sau spre literatură sau poate asta ar fi mai valoros. Nu știu cum ar putea fi asta pus în practic. Mi s-ar părea foarte, foarte valoros și știu că sunt studii care se uită pe termen lung, pe zeci de ani, să vadă influența diverselor factori în educația și în formarea unor copii. Mi s-ar părea foarte util să avem și în România, pe termen lung, cu o populație cât mai mare, ca să avem niște concluzii relevante statistic, să avem cât mai multe date pe care să le putem analiza și după asta să putem spune cu certitudine
cu oarecare certitudine statistică. Și abia atunci să formulăm politici educaționale în baza acestor concluzii și analize. Da, cu siguranță am putea ajunge la cele mai bune politici educaționale în acel moment. Dar aș avea o întrebare, dacă se chiar poate. Chiar dintre copiii ăștia pe care i-ați ajutat să învețe să scrie și să citească, ai cunoscut vreunul care după aceea să devină un pasionat cititor de literatură? Depinde foarte mult care era decalajul. Am avut cel mai mare decalaj la un copil care avea 18 ani în clasa 7, rămăsese repetent de mai multe ori. Pentru el a fost de ajuns să-și ia carnetul de șofer, să poată să citească întrebările, să poată să învețe și clar i-a schimbat viața. Nu a devenit pasionat de literatură, dar acum mai comunicăm unor prin mesaje și este funcțional pentru el, cum spuneam. Pentru el este funcțional. Știe să citească, poate să comunice în scris. Alți copii care aveau decalaje mai micuțe puteau să citească, dar nu înțelegeau la nivelul clasei. Înțelegeau cu multe clase în spate. Au dezvoltat în timp o pasiune pentru literatură și există multe metode de a implica activ, de a rescrie povești, de a îndrăgosti încet încet de actul ăsta împărtășit, de hai să descoperim literatura, hai să descoperim poveștile, hai să vedem ce înseamnă o poveste pentru tine. Da, foarte interesant. E importantă dezvoltarea, sau mă rog, chiar și în fază incipientă, a unui simț critic al copilului, chiar dacă el este cumva afectat de analfabetism funcțional până la urmă, dar îl ajută să facă pasul mai departe? Da, absolut, absolut. Și cum? Noi acum, în paralel, mai lucrăm pe, mai multe direcții. O direcție pe care lucrăm este cea de educație ecologică, educație pentru mediu. În toată discuția asta despre schimbările climatice, există așa de multă informație distorsionată, intenționat, pentru a manipula opinia publică, pentru a promova anumite produse. Și este atât de important ca acel copil să dezvolte gândirea critică. Adică să aibă abilitatea de a pune în balanță niște argumente și de a alege, de a nu fi sedus de niște vorbe, de a înțelege realitatea din spatele vorbelor, de a înțelege datele și relația dintre date și a le putea contextualiza. Că dacă izolezi, de exemplu, un fapt, o să însemne cu totul altceva față decât dacă îl pui în context. Deci este absolut de bază și este important, să începem de la cele mai mici vârste. Și chiar și atunci când lucrăm literația remedială, de exemplu, avem copii care nu știu să citească, nu știu litere. Dar este foarte important să lucrăm și reflexia, și comprensiunea, și să lucrăm și înțelegerea textului. Acum 100 de ani se credea că cititul este serial. Înveți literele, după asta poți să înveți silabe, după asta încet, încet mergem mai departe. Dar în momentul în care tu nu știi litere, nu-ți dăm informație prea complicată, că creierul tău nu face față. Acum știu că nu este așa. Știm că sunt foarte multe procese care se întâmplă în paralel, mai puțin de o secundă, este absolut uimitor. Și din acest motiv, în momentul în care începem să lucrăm remedial cu un copil, îi stimulăm curiozitatea pentru literatură, îi stimulăm înțelegerea textului, chiar așa, că nu știe să citească. Exact. Pe baza, avem discuții oristice pe baza imaginilor din carte și după asta punem pe el, cel puțin pentru tine, cum ai vedea tu, de ce a făcut personajul activitatea respectivă, ce s-ar fi întâmplat dacă nu ar fi mers acasă, dacă ar fi mers la bunica lui să meargă acasă. Deci o cointeresare, cumva, de a fi parte din poveste, nu? Da. Și nu lucrăm doar lucrăm în mod direct, evident, dezvoltarea literației remediale, emergente. Dar dezvoltăm foarte mult și abilitățile conexe, superioare. Doamna Ruști, ce spuneți despre spiritul critic la adulți? Cât de dezvoltat este el în România? Cât de educat poate fi? Și chiar prin ce metode? S-a ajuns la o exacerbare în momentul de față. Nici nu cunosc pe nimeni care să nu aibă spirit critic, formal sau nu mai contează, dar chiar este o perioadă, putem spune o epocă a criticii generalizate. Și, cu sau fără fundament. Da, cu sau fără fundament. Cred că aici e noutatea, sau aici e specificul acestei perioade, nu? Da, cred că mai degrabă din
lipsa unei autorități, perioada aia toată care a trecut de la Revoluție încoa, își spune acum, își arată roadele. După aceea, din lipsa de viziune despre care vorbea domnul Bartic mai devreme, sau din lipsa de satisfacție generală în privința asta a învățării. Sunt o sumă de oameni, cum se și spunea, care au terminat școală, n-au făcut nimic, nu pot, diploma nu valorează nimic, nu și-au găsit un job pe măsură și au trebuit să plece în străinătate, să muncească, să se umilească și lucruri care, umilință pe care după aceea au adus-o înapoi și a făcut pui. Deci toate lucrurile astea, toate la un loc, au dus până la urmă la un spirit critic care înseamnă singurul mod de a te conecta cu ceilalți, de a face și tu parte dintr-o comunitate. Iar rețelele sociale au contribuit exact din plin cultivă, la da. Asta. Și cred că nu spiritul critic trebuie dezvoltat, ci în momentul acesta comunicarea reală, armonică, la asta trebuie să ne gândim. E o debalansare atunci da, când vorbim exact. Despre una și cealaltă. Exact. Și una fără cealaltă nu prea merg. Nu prea se dovedesc a fi beneficii unei societăți, nu? Ba, chiar ar trebui să o lăsăm mai moale cu critica în momentul ăsta. Și chiar vorbesc serios. Și cred că lectura despre care începusem să vorbim, lectura pentru a înțelege o lecție de istorie sau pentru a învăța să iei examenul de șoferi, dar și lectura de literatură. Deci toate situațiile pe care le-am numit presupun până la urmă un interes real. Și în moment, și asta se face prin emulație, zicea mai devreme Bartic, se face prin stimulare directă, prin faptul că știi că la sfârșit te așteaptă totuși o bombonică, nu se poate să înveți degeaba. E veche chestiunea, dar ea încă este aplicabilă și la copii și la oameni maturi. Domnule profesor? Simt nevoia să da, vin doar cu câteva completări. E adevărat, în ultimii 30 de ani, noi în prezent resimțim absența unor elite. Pentru că, trebuie spus, România modernă a fost făcută de niște elite, n-a fost făcută de tot poporul. Și 50 de, aproape jumătate de secol de comunism, nu doar că a exterminat fizic, la propriu, aceste elite culturale, politice, economice, dar efectiv a reușit performanța de a extirpa din mentalul colectiv și aprecierea, respectul față de ideea de elită. Cu alte cuvinte, omul nou despre care vorbeau comuniștii se vede astăzi în toată splendoarea lui, pentru că omul nou a înțeles din toată povestea asta cu elita doar o hârtie, doar o diplomă, doar o licență luată cum așa, un titlu de doctor, da? Așa, și dacă fluturi titlul de doctor, gata, ești specialist, ai expertiză. Nu ai. Dar ăsta, repet, este rezultatul la mai aproape 50 de ani de comunism în care oamenii nici măcar nu înțeleg. Pe mine nu mă îngrozește faptul că sunt oameni care fac lucrul ăsta printr-un plagiat absolut odios, cât mai degrabă mulțimea aia de oameni care zice, da, și care e problema? Așa au făcut și alții. Da, asta mă îngrozește pe mine cu adevărat. Și de aici, din punctul ăsta, e foarte adevărat. Poate și prea multă critică la un moment dat nu e neapărat în regulă, cât mai degrabă gândirea critică. Gândirea critică și discernământul ar trebui să fie abilități esențiale ale generației de mâine. Pentru că, să admitem lucrul ăsta, noi nu am, generația noastră nu a reușit. Deocamdată, ce putem noi să facem acum e un soi de management al crizei. Exact, adică mai mult de atât nu putem să facem. Dar copiii noștri trebuie să crească având discernământ, asumarea unor valori. Iată, vorbeam de plagiat un pic mai devreme. Elevii mei sunt învățați că orice prezentare, oricât de banală ar fi, trebuie să fie construit având la măcar 3 surse la bibliografie, trebuie să apară bibliografia, trebuie să înțeleagă că articolele alea pe care le-au citat sau cartea pe care au folosit-o este produsul muncii unui om. Trebuie respectată ca atare. Da. Vreau să văd ulterior contribuția lui personală. Domn profesor, dar eu nu știu. Hai să încercăm. Cum crezi tu? Ce părere ți-a făcut? Ce nu ți-a plăcut? Câteodată îi mai stârnesc să-mi spun, dar ce nu ți-a plăcut? Dar ce te-a enervat la lucrul ăsta? Asta
trebuie să facem. Gândirea critică este obligatorie, pentru că, vedeți, noi, iertați-mă, o spun, societatea românească băltește așa într-o confuzie, într-o indiferență în care toate sunt la fel. Poți să faci orice, nu e nicio problemă. Ba, e o problemă, trebuie să avem o anumită exigență, o anumită coloană vertebrală și să spunem lucrurile pe nume. Nu, plagiatul înseamnă furt. Faptul că acces pe scara socială, pe nemeritatele sau corupția este o crimă. Adică sunt niște lucruri pe care trebuie să le spunem, trebuie să le numim, trebuie să le spunem pe nume. Pentru că altminteri nu vom reuși să ieșim din impasul ăsta moral în care ne aflăm în acest moment. Și dintr-o mediocritate, nu? Pentru că această bălteală la care vă referiți, cred că este într-o zonă de mediocritate generală. Da, în mod evident. Știți, și noi după aia, an de an, ne întrebăm de ce nu avem cutare, de ce nu reușim să facem, de ce nu facem pași înainte în toate domeniile. Uite de asta, pentru că la un moment dat ne mințim, plecând de la faptul că avem olimpici, uitând că sunt mai puțin de 1% și iată, 42% sunt analfabeti funcțional, că nu știu cum să o spun altfel. Spre 50% chiar așa. Ne mințim și ne punem o oglindă distorsionată în față, în care încercăm cu disperare să dăm bine. Nu trebuie să dăm bine, trebuie să avem un moment zero în care să ne uităm și să vedem că nu ne stă părul bine și din momentul ăla trebuie să spunem frizura asta nu ne prinde bine, hai să o încercăm pe alaltă, oricât de radical ar suna. Trebuie să facem lucrul ăsta, pentru că de altminteri, copiii noștri vor avea de suferit și n-aș vrea să ajungă și ei să spună că sunt generație de sacrificiu. Nu vreau să mai avem generație de sacrificiu. Vreau ca lucrurile să se schimbe începând de acum. Cu cine? Cu mine. Cum vă spuneam la începutul discuției despre testele PISA, atât mult puțin cât mă pricepe eu, dar eu luni când mă duc în clasă, să fac lucrurile un pic mai bine. E foarte important, domnule profesor, ce spuneți și e o bună lecție pentru toți cei care doresc, toți cei care dorim să mișcăm lucrurile într-un sens ascendent, într-un progres, da? Pentru că, într-adevăr, managementul riscului nu te ajută decât să rezolvi pe moment problema și pentru generațiile viitoare avem această datorie de a schimba lucrurile în bine pentru ei sau măcar să le dăm alt start, altă posibilitate de a progresa. Școala, până la urmă, și ca și viața, este, până la urmă, un drum. Și e important acel drum, da? Felul în care reușim să ne propunem ținte îndepărtate, aparent greu de atins, dar e esențial. Da, e esențial și alături de asta și regulile. Regulile au dispărut, de aici s-a muiat, să spunem, morala generală a societății, pentru că regulile nu mai există, oamenii sunt învățați încă de la primele clase că pot să facă orice și, mă rog, că nu e atât de grav, că merge și mai așa, ori asta înseamnă că acele reguli care existau odată nu mai funcționează și ele trebuie să-și recapete statutul și importanța. Cred că asta e primul lucru care trebuie făcut într-o școală. Cum s-a ajuns la asta cu plagiatul? S-a ajuns pentru că regulile au fost încălcate de autoritate. Mi-aduc aminte că pe la sfârșitul dictaturii... Nu cumva și pentru că au fost cam permisive și cam ambigue aceste reguli? Da, exact. Adică au fost încălcate de către profesor. Mi-amintesc că pe la finalul dictaturii era chiar profesorul venea lângă tine și spunea, da, ia de aici. Ia și tu de ce nu copiezi? Chiar mi-amintesc că un profesor a venit și mi-a spus asta. Deci toată lumea trebuia să copieze. Dar nu contează, oricum nu contează, oricum îi trecem pe toți. Și de aici lucrurile au tot slăbit, au tot căzut și a devenit spor național, puțin spus, copiatul. Și normal că și plagiatul a fost admis pe acest fond în care s-au petrecut istoriile astea. Și aș mai zice ceva, o regulă un regulament ca să aibă importanță, trebuie respectat în primul rând cu consecvență, dar de acolo, de la nivelul principal, dacă... Și priviți așa, nu mai evocăm acum Da, nu mai evocăm acum povestea peștelui și a perisabilității lui, dar întotdeauna autoritatea este cea care impune. Exemplul ăla personal, toate lucrurile care se învârt în jurul respectului și al unei autorități viabile, toate țin de faptul că o autoritate nu trebuie să facă concesii. El este cel care dă
tonul și pe el îl imită toți ceilalți. Ori profesorul are această calitate. De asta au și cășunat toți pe școală. Profesorul și are ele această... cășunează tuturor pe profesori, da, exact, și aici. Da. Pentru că profesorul are aici această cheia, putere. Nu, au cășunat în alt sens, în sensul de manipulare, de influență, de chiar intrarea de politicului pe în școală. Profesorilor. Andrei, da, o foarte scurtă concluzie, mai avem 30 de secunde. Literația. Wow, 30 de secunde. Să nu uităm unde am plecat, de la literații. Da, am plecat, dar ele se leagă. Voiam să enfazez cumva ce ai spus tu, mi se pare foarte, foarte relevant. Este responsabilitatea profesorilor de a-și asuma ceea ce poți să schimbe la clase, de a lucra diferit, de a integra informație nouă. Peștele, ca biolog pot să spun, nu se împute de la cap, se împute de la intestine. Acolo sunt cele mai multe bacterii. Practic, dacă ar fi în analogia asta, tot profesorii sunt cei care ar putea să se schimbe, să aducă o schimbare în clasă. Cu această foarte interesantă observație. Mulțumesc. Da. Vă mulțumesc foarte mult. Încheiem aici discuția noastră din rațiuni de timp. Nu uitați, mâine este un eveniment interesant în capitală. Asociația Arlechino Moldova vă invită să participați la cea de-a doua ediție a Festivalului de Datin și Obiceiuri de Iarnă, Cetatea lui Bucur. Găsiți în informații detaliate despre acest eveniment, dar cred că e bine să vedem munca acestor oameni. Vă mulțumesc foarte mult că ne-ați ascultat. Ne vedem și săptămâna viitoare. Bună atunci, numai bine!